Nu uita, că ți l-am făcut eu. Tu nu mai te-ai scălit și eu l-am făcut. La ce dădeam deja dosarul tău? Dat caracter personal. Mi-am scos copilul minor aici în ușă, în 2013, și mi l-au publicat mentăraie de la Ciocana. Mă mentăraie de la Rășcanov, ca pe rând, pe rând, câte unul. Pe rând. Valeria, dă-mi eu ceva un sweater ceva deasupra. Eu știu că de pe rând, dar că eu, te mă filmează. Cum eu dorm, mă filmează. Vă închipuiți? Dimineața tare, la 6:13, mi s-a descărcat telefonul așa că îl încarcă, l-am pus la baterie, că era descărcat. La 6:13 ne-a intrat mentăraia asta toată în casă, la percheziții, oameni buni. Iată, timpurile lui Filat se întorc înapoi. Ultima percheziție am avut-o în 2013, făcută de vrăjitorul, unde-i vrăjitorul? Dar nu mă încap pe asta, Valerie. Făcută de vrăjitorul ultima percheziție în 2013, 21 noiembrie. 2013, 21 noiembrie, ultima percheziție în casă. Timpul lui Filat. Ia că poftim pe jalul ăsta, acum din nou Filat la putere. Ia uitați că s-a intrat în casă. Dar vă spun istoria, eu vă spun. Copilul meu a fost invitat la o, la hype. La, cum se numește clădirea și... Atrium. La Atrium. Este așa un hype. Alu Mocanu. Sergiu Mocanu e șeful. Eu i-am scris mesaj lui Sergiu Mocanu. Vreau să mă întâlnesc cu tine. Copilul meu a fost bătut cu vecinul acolo, la hype. Vecinul ne-a zis, Marie, lasă-i să dogovorească Marie, că ar să facă și rău. Eu zic, lasă-i să încerce. Ia ca este, ea ne-a sunat, să ne dogovorim. O zic, luați și vă dogovoriți. Achitați-i la așa la și vrea el. Copiii mei bătuți, chemați poliția la ora 5 dimineață, 6 noiembrie, acum, anul 2022. La 5 dimineață ne-a luat nepoțică și am fugit la poliție la Rășcanovcă. Și polițiștii așa ne-au zis, așa ne-am săturat de hype-ul ăsta și de copiii ăștia cu unul minor din trânșii, unul din trânșii minor de 17 ani, striga că el este minor. Și ați făcut cu minorul și ala? Care a bătut în copiii mei? El nu e în dosar. El nu e în dosar. Dosar pe dimă nostru, da. Da, dar pe el e minor. El minor îmblă la hype la ora și 4 dimineață de 17 ani. Iată, vedeți? Și ei acum au venit la noi la percheziții. Iacăbă, i-a spus la... Iacă este ea râjă, i-a spus la copilul meu și nini i-a spus. Doamne, e înregistrat PRE2 e înregistrat, nu PRE1, PRE2. Iacă PRE1, poftim. Dimineața la percheziții, ei vor scouting, că dar, bă, e interesant, tot în direct am să fac oameni buni. Tot în direct, să vadă toată lumea cum trăiesc eu. Da, tot în direct, nu știam că n-am stăt eu pe tine. Tăiat în direct. Unde li-e avocatul? La 6:13 minute a intrat în casă. Unde li-e avocatul, oameni buni? Unde li este avocatul? A început la orele 6:13 minute, respectiv, dumneavoastră a solicitat avocat pe poziția s-a întrerupt până așteptăm să prezinte domnul avocat. Cum spuneți la percheziții fără avocat? Vă dați seama, dosar penal vine la 6:13 în casă, anul 2022, vremuri bune, oameni buni. Așa am învățat, da. Da, da. La 6:13, oameni buni, percheziții, criminali, Republica Moldova, Ular Maria. Cum nu-i cine să lucreze? Ei tăți mentăraia lucrează, după un an este tot una. Schemele, noi ieri tăți și-am găit tăți la procuratură. Nu ușidim schemele din poliție, după un an de zile este tot una, este menț, gata. După un an de zile stăți menț, oameni buni. Dar după, când are stat și comisar, el te bate. Asta e Republica Moldova. Și nu-i se întâmplă nimic. Nu-i se întâmplă nimic. Că s-au mascat, s-ai subțoară cu dânșii. Au venit la o babă de 80 de ani, care noi ședem tot în schinarea lui Fișorniu. Eu, șomer, fratniu invalid și mama de 80 de ani, noi stăm tot în schinarea lui Fișorniu. Dacă nu este Fișorniu, noi murim de foame, oameni buni. Noi murim de foame dacă n-ar și Fișorniu. De atât eu vă spun la toți, să aveți toți așa parte de așa noră și așa copii ca mine, să aveți toți parte. Dă-mi un can de apă. Cheamă scoră, că mi-e rău, măi. Cheamă ambulanță, că mi-e rău. Mi-e stat rău, într-adevăr, oameni buni, așa, și 13. Nu știi care bandiți. Frate, strigă, mascați, mascați, mascați. Eu știu care mascați, bandiții, mascați, la șase. Da, aici s-a auzit că n-am ușă. E că aici s-au spus că eu n-am ușă. O să unde aveți, doamnă, ușă, că n-aveți ușă. Eu spun, la mine ușa e discuiet, băi, talharilor, nu-ți dodonei. Nu trebuie să bătieți, nu trebuie să înconjurați casa.
Aveți noroc câini și legați. Catare, este o gaură în pod, puteți să intrați în pod. Poliție, să-i clouă, să nu poliție. Asta e clounadă. Interesant cum am colegii lui să uită la dânzul. Lasă-i să uite, da. Lasă-i să uite, o învăța atât. Nu degeaba băieții care s-au simțit anchetători, care s-au simțit patrioți, eu le-a dat poliția și au zis, dar nu, nu ne ajungi de părere de încălțăminte, doamnă Maria, nu ne ajungi. Dar ăștia au încălțăminte, dai Boja, ăștia au costume, ăștia uniforma polițienească, nu-i bună la dâns și la 6:13 dimineață, e că așa să-ți intre în casă, tu al rogi să legitimeze, dar el nu se legitimează. Dar ce face un om care nu știe? Asta eu. Ești deschide din ce de la geam. Eu da, să fac fandă. Dimă, la Botanica am pușcat un băiet în casa lui. În august la Botanica am pușcat că sorsa mea s-a legat cu mine. Iar trebuie să vii spui, în casa lui am pușcat băiet la Botanica. 35 de ani. Merge cu mine, mă merge. Dimă, el e mascat, Dimă, el nu s-a prezentat, Dimă. Nu merge el cu tine. El rămâne în casă. Ei să-l iubui, care vrei. Ei și altul. Dima, el e mascat, Dima, și cu automatul, Dima. Dima, la Botanica, în august, am pușcat băietul de 35 de ani în casă, Dima. Și vor să închidă treaba. Că avocatul e Gafton, care măsa-i Luiza Gafton, e... Merge în față la ușă, merge cu... Șați aici, ți-am spus, și fumează. Ia uite, copilul s-a trezut la lucru. Copilul s-a trezut la lucru. Atunci se duce la școală. În 2013 și 21 noiembrie am avut ultima percheziție. A patra percheziție, care lupt și scoat actele. Gata, nu sunt nimicite oameni buni. Sunt nimicite, de mult sunt nimicite. Că vreau amu să-i pun la punct când eu cunosc legea. Și-o făcut ei cu mine atunci, în 2013. Îmi veneau toți mascații, îmi intrau în casă. Percheziții, nevoi. La 6 dimineață, fix așa, fata s-o spăriet, capșoanele în cap. Fără mascați, fără uniform. Unde-i uniformă, băi, patriotule? Unde ți-i uniformă? Bandiuganule, unde ți-i uniformă? Nu o stimez, a? Uniformă nu? Nu merge, râși uniformă. Ia uite, oameni buni, intră, iesă, dar și la dășiri. Și îi pun pe foc și îi plătesc nouă căldură. N-au uniformă. Băi, Revencu, lipădăturilor. N-au uniformă, nu stimează toți ofițerii ăștia, ăștia sunt ofițeri, oameni buni, ia uite-l. El e ofițer fără uniformă, te duci tu. Eu dictorii am spus, băi, oameni buni, italienii, cu atâta mândrie poartă, că eu 5 ani jumate așa sunt în Italia, cu atâta mândrie poartă italienii uniformă și ea. Doamne ferește, mândrie au de uniformă și ea. Cu șleapcă și ea stau pe mână, frumos. O pun într-o parte, o scot pe mână, întins, la 90 de grade, șleapcă și ea, frumos. Aici lipădături n-au uniformă, oameni buni. Da, dracu să-l iei, dar ție-ți trebuie. Ție-ți trebuie. Ți-am spus mentul după un an de zile, ment, gata. După un an de zile, ești ment, steți, gata. E nu-s oameni. Dar și unde duci, Silva? Vrei să-l scoți din casă? Păi, păcătoșilor, băi, scot copilul din casă, îți duci la ora 8 la lucru, la 8 jumate, îți duci la școală, băi. Băi, cine fuge din casa asta să ducă ceva din casă? Băi, păcătoșilor, băi, scoți copilul din casă, băi. Băi, păcătoșilor, băi. E că așa, oameni buni, ți-ai făcut un business la Moldova. Dosare penale, nu-i din capul tău. Vrei tu, nu vrei, dosare penale și multe, și multe. Noi de-amă câte dosare penale avem? Ia că uitați-mă. În direct se vadă toată lumea. În direct se vadă toată lumea, tot. Luați și distribuiți. Azi-i cu mine, dar mâine-i cu voi. N-au uniforma polițienească, poliția, uniforma, cum se numește? Polițienească, uniformă, fără uniformă, uite la costum. Dar și ești năcealnic? Și ești năcealnic la costum? Ia uite, în șihal, asta sunt mintaraie, oameni buni. Măcar gine că ăștia încă nu-s vârlit-o. Că ăștia sunt pentru spărietă, ăștia sunt ceripașchi ninzea. Dar la Botanica, în august, am pușcat băietul în casă. Că eu am întrebat ce caut în casă și l-am pușcat, oameni buni. Mientara el l-a împușcat și eu am ia vreau cu sora lui, m-a legat, numai decât de ieri sărmana, ieri zucote, după mormântare, au o lună de când l-a mormântat, e distruș. O scris plângeri pe tot locul și avocatul Gafton, al lui Luiza Gafton și al lui Mihai Gafton, copilașul avocatul Gafton, i-a spus, nu, gata, netu trupa, netu celoveca, vse, gata, netu. Doamne ferește, lipădături.
Doamne ferește lipădături. Iată așa, azi e cu mine, de mâine cu altul. Ia uite, unii s-au pus geanta pe dar poate are COVID, dar poate are o zarază, dar poate are ceva, dar și interesează pe dânsul. El unii și-a pus geanta și nu știi ce are pe acolo. Am ușni vără, pe încălțăminte, că noi suntem mulți și haine multe. Aici au de făcut percheziție. Vă 4-5 ore nu le ajunge. Vreo 4-5 ore percheziția nu le ajunge, oameni buni. Aici e mult la noi, hăinărit, nevoie. Au discutat fiecare chiloț, curat, murdar. Ala au discutat de la ninosât, ce au de făcut? Au să ninușă. Că mai mult la noi n-ai ce scoate din casă decât chiloți murdari, curați, cum toată lumea se schimbă, te schimbi chiloțul de pe zi, vine murdar, nu speli imediat, nu pui tot în mașincă imediat. Ia că așa, ori să ninușă mușă. Dar de unde se le iau bahile, Inga? Dar de unde se le iau bahile? De ce nu cu bahile? Lipădăturile este încălțate la mine pe covoare, vă dați seama? Dar cine suntem noi? Niciștojăstvă suntem noi înaintea lor. Da, ieri dimineață poliția nu a venit la femeie care șede pe drum. Jumătate de oră nu a fost poliția și nici nu a mai venit. Poliția îmblă prin buruie, nici strânge banii, poliția rutieră. Dar aici la alții actăiți, na, n-au când, aici sunt la oameni prin casă. Închideți gurițele, închideți gurițele. De ca să vedeți în direct cu ce iese ei din casă. Ca să-i vedeți în direct, oameni buni. Au venit că copilul meu, copiii mei, copilul meu căsătorit cu soția, au fost pe data de 6 noiembrie, 5 noiembrie, era 6 deja, dimineața, la ora 4, au fost bătuți la o cafenea de la Atrium Hype. Rupte hainele de pe dânsul, tot bătuți, am chemat ambulanța, bătuți, tot concret. Ne-am dus la Rășcanovcă și am depus plângeri și așteptăm și strigăm. Unde-s plângerile? Și așa-l râjuiește afară, așa să vă-l arăt. Acolo erau bătuți de unul minor, că e acolo sportiv la Hype-ul și ala. Știți unii hype acolo unde a fost ușis așa din Orhei, care, când tot a fost o bătaie între sportivii și că sportivii, acolo stau, la hype, la Atrium. Nu vă duceți, oameni buni, acolo la hype. Acolo e chideneală totală. Eu eram șocată, ne-am făcut film și am zis așa, mami, ce-ai cătat la Atrium? Acolo doar a fost trup, ce-ai cătat? Ne-a invitat la o zi de naștere cu soția alături. Eu nici n-am, știți cum, i-a luat nepoțică și am fugit la 5 dimineață. Am fugit la 5 dimineață, la poliție, că poliția nu vine, oameni buni. Nu vine, poliția nu vine la dânsii. Și el m-a rugat, mămică, te rog frumos, vină în coașcă, ce-i grav. Și noi ne-am dus și ne spune mu să ne dogovorim, să ne dogovorim. Că la un minor i-a dispărut țepca de la gât, oameni buni. Să ne dogovorim, e că este. Scoate capșonul din cap să te vadă lumea. Scoate capșonul când casă tochești de căldură. Aici ne-a spus să mă dogovoresc cu oameni buni. E că aici, clown, ne-ai spus pe telefon, Nia, ar să scoate sisul. Da. Ne-a spus să mă dogovoresc aici, cu minorul și al de 17 ani, și căta minorul de 17 ani la hype, oameni buni. Nu a chemat părinții să vadă. E că aici ar spui tot în internet pe urmă, îl vedeți actăli? Aici tot pe urmă pune în internet, oameni buni. Cum a făcut cu mine și atunci la percheziția și ei din 2013 și 21 noiembrie. O pus tot în internet și eu am ajuns la CEDO. Eu am ajuns la CEDO, ia ca vremurile lui Filat, s-a întors înapoi. Percheziții prin casă, că aici ne-a spus. Aici ne-a spus. Împăcați-vă, împăcați-vă. Ați înțeles? Pentru că noi am scris că au fost bătuți, hainele rupte, nu s-au ridicat nici hainele, nu s-au ridicat nimic. Nimic, dar ce le trebuie? Minorul, și căta minorul la oara țapă în debat? Și căta minorul țapă în debat? Voi ați făcut ceva cu minorul și ala? Cu minorul ați făcut ceva țapă în debat la ora 5 dimineață? Era 4 capici când s-a chemat ambulanța, dar până s-a finisat, tot era ora 5. Eu am chemat ambulanța, copilul meu a fost bătut. Bătut, rupt hainele de pe dânsul. Și amul noi avem dosar penal. Amul la noi e dosar penal, ați înțeles? De că așa se fabrică dosare, se vadă eroi, toată lumea să-și vadă eroi la mână. Bahile, o trebuie să te aduci, nu mănuși! Cine știe și zarază ne-a adus, eu am copil metel în casă. Am mamă bătrână în casă. Unde-i uniforma polițienească? Unde-i? Și ne-o stimează, oameni buni. Pe dânsa se face zarabotcă. E scalcă în picioare, dar pe dânsa îi merge zarabotcă, oameni buni. Zarabotcă merge. Uniforma așa-i pentru să facă zarabotcă, să vă între. Dar așa intră cu măscați. Ei s-au luat doi măscați alături, chis-o temut cineva să-i bată. Dar cine să-i bată? O babă bătrână de 80, una de 60. Cine să-i bată, oameni buni? Cine să-i bată? Râsurile astea și lipădăturile. Moldovii.
Da, parcă la ginecolog, da. Eu s-o duc să fac. Scrieți-le, oameni buni. Scrieți-le că show-uri, încă să vedeți show-uri. La Botanica, în august, a fost împușcat copilul de 35 de ani în casă. Iată așa, cred că într-a dimineața, că eu am prins-o la Buicani. Unde avocatul Gafton, copilul lui Luiza Gafton, avocat la dâns și avocat de stat, i-a spus, gata, zacrit de la. Netu trupa, netu, gata, vse, de la zacrită. Dar nu știu pentru ce percheziți, oameni buni. Nu știu, că așteptăm avocat. Am cerut avocat, tăcerea totală. Asta s-o știți de la mine. Tăcerea totală. Nu discutați, nu semnați, cereți avocat. Să vină avocatul, să vadă avocatul. Percheziții. Percheziții, dosar penal. Și pe norme, și pe șorni. Dosar penal și pe norme. O cheamă, unță ei, soția, să vii să-i scălească. Doamne ferește! E că el a șurit un scaun. Inga, tu știi, tu ai fost la mine. Eu scaun în casă n-am. Eu gândit că eu trăiesc că, caralevă. Eu am dat frumos ce obțină taburet. Dacă nu, nu-i probleme, scriușul în picioare. Uniforma, unții, băi! Unții, uniformă! Fără uniformă să-ți intri în casă. Tu de unde știi, bandiți? Tu nu știi cine, că nici nu se prezentau. El nu se prezenta. Din start el nu se prezenta. El era tare crutoi. În casă, la percheziții, din start el nu se prezenta. Nu se prezenta, oameni buni. Vedeți fețele lor, să rămâi eroi în Moldova. Eu vă rog frumos, distribuiți, să rămână eroi în Moldova. Că aici ne-a spus să ne dogovorim. Că dacă nu ne dogovorim, ați și mai rău. Și au avut dreptate. Vedeți? Să ne dogovorim. Minorul de 17 ani, țap în debat la hype, la atrium, aici ne-a spus să ne dogovorim. Aici ne-a spus să ne dogovorim. Copilul spărie de 8 anișori, vă dați seama? Mama, vopșie, nu știu dacă s-a mai sculat de pipa de acolo, văzând toate scenele este, filme de groază. Așa sarmana au plâns când m-a închis, când a ieșit din penitenciar, n-am avut încotro. Și am spus, mamă, eu am șezut, că tare mă căută. Doamne ferești și-o răcnit. O răcnit în gura mare. Pentru ce am șezut eu, oameni buni? E ca pentru țârcuri. E ca așa, țârcuri de iese de șovui. Dar și el în briul ăla face un țârc. Numai trebuie să avem un minor. Un minor care țapă în debat. La ora 4 dimineață, sare și bate, el e sportiv, oameni buni. El e minor, dar el e sportiv. La atrium. El e de lui Țuțu. El e de-a lui Țuțu, de aici sunt fără uniformă, oameni buni, eu vă arăt altceva, eu nu am frică, n-au și cătat la mine, n-au și găsi. Stați din partea mea, stați liniștiți, n-au și găsi la mine, nici în șafă nu e. Asta e pozor, pozor actualii guvernări. Că n-au nici un concurs să preie niște oameni cum scade, acolo să duc copiii de avocați, de menți, menți de menți, din a patra generație menți. Aici nu se duc, aici nu vă gândiți că anchetator așa e de ușor. Anchetatorii care au intrat simpli, ei au lipădat. Să lucreze la comandă, ei nu vrut. Ei au lipădat și au plecat. Au plecat, s-au dus în America și au făcut gospodării, s-au făcut... Ia că eu m-am sculat dimineața tare și am zis că mă duc pe lemne. Azi mă duc, am plătit lemne și mă duc să-i aduc lemnele. Nu te chemi, babi, nu te miște. E că uite, babi, las că Valeria tot de miticuță vedetă te este. E că este lipădături. Ăștia n-au tați, n-au mame, ăștia n-au nică. Ăștia n-au nică, ăștia n-au surori, n-au frați. Ăștia nu-ți duc la Plăhătniuc, că acolo e în pușcă. Ăștia nu-ți duc la filatrie, să-ți duc și în pușcă lumea în casă, al de noi. Lume simplă, care vrem schimbări, care am vrut pișticotare, care am muncit pișticotare. Vrem schimbări. Aiștia sunt ei. Aiștia sunt ei. Eroii, să-i vadă. Că ei doar noi știm că narcodilerul de pe Ciocana a zdohnit. Narcodilerul de pe Ciocana a zdohnit. Care el foloseu, Igor Bolocan și Natalia Găină, avocata Natalia Găină, când eu v-am arătat-o. El foloseu liderul de pe narcodilerul de pe Ciocană, îl foloseu Botanica, nu numai Ciocană. Și actezi, ia că cu ce se ocupă ei. Aici sunt eroii Moldovii. Aici sunt eroii. Fără uniformă, oameni buni. Aici sunt menți.
ment. Pentru că care-i poliție, el trebuie să poarte uniformă, bereta, șleapcă, și au ei frumos și seamnă mentură. Atunci pot să le spun poliție. Da, eu nu știu ce să iei aici, musări, menți, nu știu ce se numesc. Rijii, hai, spune. Auzi tu, Rijii, unde e uniforma ta? Cu ce să mă adresez? Cu corăcică? Ți-ai cumpărat corăcică? Corăcică ți-ai cumpărat-o? Da, uniforma unții! Dacă te uitați, vă, eroii Moldovii. Uitați-vă, oameni, afară mai sunt. Afară mai sunt, mă. Afară mai sunt, oameni buni. Da. Câți mai sunt afară? Dacă te-ai unul. Fără uniformă, oameni buni, fără distribuiți, este foarte important. La 6 și 13 minute, ia-mi dă-te la o parte să vadă lumea icoană. Dă-te la o parte să vadă lumea icoană. La 6 femei, la un invalid și... Da, și la un om lucrător. La 6 femei, la un invalid, cum zice Fișorniu. Și la un om muncitor, că așa cea la-i bolnav, că el șede pe pastile. La vârsta lui e bolnav. Ia câtă-le, uitați-vă, icoana și e din centrul Chișinăului, oameni buni. Care alungi mafia din centrul Chișinăului, șoriștii, plătiți. Vedeți, clounadă în Republica Moldova. Ia că asta e clounadă. Dar mâine să vedeți tot pe internet, că aici este și erou, care îl spui mâine tot pe internet. Ia că aici este și erou. El filmează. Dacă este erou, care mâine știu tot pe internet eu. Da. Dacă vreți în direct, intrați, vorbiți, spuneți, nu-s probleme. Unde e uniforma polițienească? Unde-i avocatul, oameni buni? La 6 dimineață să intri 6 babi. Bună dimineața! Bună dimineața! Alo, bună dimineața! S-a dus. La 6 babi, la un invalid, la un invalid, la 6 babi și un om muncitor. Trebuie de făcut dosar penal. Să rămâi tăți pe drumuri. Dar pentru ce dosar penal? Minorul țapă în debat, minorul țapă în debat, sportiv, de-a lui Țuțu, Fișorniu a fost bătut. Rupte haine de pe dânsul, plus vecinul, rupte haine de pe dânsul pe 6 noiembrie, anul 2022. Noi ne ducem și ne plângem la dânsii, protestăm pe la procuratură, nu se face nimic, oameni buni. Deci, fără uniformă, oameni buni. E că ți intră în casă fără uniformă. E că vedeți diaspora și se întâmplă și nu vă gătiți de a veni acasă și de a porni un business. Nu se merită. Nu se merită. Din probleme nu o să ieșiți. A? Că nici să-ți intri în coace, avocat. Eu ușă zi să intri. Zi pe ușă. Ai să aud că n-are ușă. Anchetătorul a spus că noi n-avem ușă. Noi trăim ca bomji. Noi n-avem ușă. El nu știu cum ne-a intrat. O să n-aveți ușă. Vă închipuiți prostit dimineață. El îi trează la cap. A? Da, da. Hoșac. O să voi n-aveți ușă, oameni buni. N-are drept să filmeze, dar el mâine spusteze tot. Că vedeți că mâine spusteze tot. Cum dormim noi noaptea? Ce facem? El a spusteze. Eu intrat, așa, tăți, intrați, frate, mi s-a spăriet. O strigat, măscați, măscați, văleu, măscați. Eu ce-am, care măscați? Care târnă, bă, poate intrați în ușie, de cine știe, la 6 dimineață, în casă, noi tăți dormim. Și, frate, cum e justiția în Republica Moldova? La comandă. La comandă? Dar pe la comandă lui Rijă, iectăle. Ia, te vezi, frate, mi-a spus la comandă. La comandă lui Rijă, iectăle. Ăsta Rijul să ne împăcăm. Să ne împăcăm cu sportivul minor bat de 17 ani. Să ne împăcăm cu minorul. Dar poate cadou de Moș Nicolae. Vezi cum zice lumea. Poate cadou de Moș Nicolae. Poate ne-a dus un sac cu bani. Poate ne-a dus Moș Nicolae, puneți și boțelii sunt pe acolo plântare. Puneți, nu jăliți, că eu îți prinez la voi tăt. Intrați, intrați. Oi, da, tu, cât te întrebam eu te de una, pe unii omul și ala care se-i strâng mâna.
Unde e omul și ăla merită avocatul ăsta să-i strâng mâna? Ăsta a fost avocatul care m-a apărat din mâinile lui Mihai Arnaut și din mâinile lui Denis Poiat. Bravo, bravo. Nu ți-ar dă fața, ești cu treabă. Dacă ăsta avocat merită oameni buni, dar eu puteți să-l întreba. Măi, unii avocați ăla că nu-i țică niciodată. Să-i strâng mâna de fiecare dat că e om. O rămas om. Ia uite aici, dar ție ți-o uite. Ia uite, Dima, țurni. Uite, te rog frumos, ție-ți dau voie tăt. Ție-ți dau voie tăt. Aici e evocat. Da, da. Asta-i eroi, oameni buni. Eroi Republicii Moldova. Eroi Republicii Moldova. Включаешь телефон? Ты не каркас? Ну, мы, după ce, întâi, să aducem cunoștință perchiziția domiciliului, după asta deja o să întrerupem, faci mai departe acțiunile. Corect. Păi, înainte să duc la izolatorul, cum faci perchiziția? Care izolator? S-au reținut, doamna Maria, și degeaba... Cum e reținut? Cum e reținut? Pentru ce e reținut? Eu am încredere în tine. Eu altfel nu vine. Doamna Maria, eu nu mai constat, pe urmă vedem să nu... Cum reținut pentru și tu înțelegi? De să slăbăresc eu fapta! S-a dus pe data de 6 noiembrie cu soțuiță, s-a dus la țaip, la atrium, a fost bătut, unde-s hainele? A fost bătut, noi am chemat poliția, am chemat ambulanța în ziua și ei, 6 dimineață, la 5 dimineață, pe data de 6! Asta-i unic cu care milița noastră, noi suntem 6 babi în capul lui, invalid! Uite la mine, ascultă mai departe istoria. Râjul e ăsta, unii râjul. E câte de râjul, eu spus din păcăm. Că la minorul de 17 ani a dispărut țărcă de la vid. E câte de râjul, ne-a spus, unii râjul. E câte de râjul, ne-a spus. Tu stai să mă și reținut, mă și mă și cazuri. Lipadat Moldova și duceți-vă, oameni buni. Lipadat Moldova și duceți-vă din țara asta, mami, că te-a rugat. Nu rămâne, mami, în țara asta! Oameni buni pentru și oameni buni! Pentru și oameni buni reținut copilul meu! A fost la caip, la atrium, cu soția împreună, râșii, eu zis în pace cu minorul lui Tuțu, oameni buni, vă spun eu ce-a fost! Noi a scris plângere, chemat ambulanță. Cheamă ambulanță, Valeriu. Cheamă ambulanță. Copilul ne-au bătut la cap. Chemat ambulanță, chemat mintaraier la urmă. Cheamă ambulanță. Doamne, minorul țapând de bat, uite că e dispărut. Trept ca oameni buni! Dima, cât te-a rugat, că demn din țara asta n-ai rămas la mine! Pentru și... Рыжий бреша! Рыжий бреша! Вон и рыжий! Рыжий, я же умру, то не будет! Коту сам покатывай, когда к нему покатывай рев! Коптилу не уханили рубки, вечеру... Вечеру уханили рубки! Дуамни! Дима! Dima, ce mi-a cutat? Că s-a întâlnit că dăm din țara asta, dăm din țara asta. De ce ai vrut să rămâi? Oh! 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 Ох, мамы, мамы, мамы! Ну! Ай,
Oameni buni, ieșiți din țara asta, ieșiți din... Duceți-vă din țara asta, mă! Uau, cât am tras în țara! Mami, Dima, și nu mai ascultați, să ne ducem de aici! Valeria, nu... Eu dus la ziua de naștere, mentul, eu dus la hype acolo, unde e lor.